Hello, hello, ce mai faceți? Bine ați revenit la un mult așteptat clip cu favorite. Spun că e mult așteptat pentru că m-ați întrebat de el de ceva timp. N-am mai făcut un clip cu favorite, cred că de la începutul anului. Cred că în ianuarie sau februarie, o să mă uit când o să postez clipul ăsta, când am făcut ultimul clip cu favorite. Și am zis pentru că tot a trecut o jumătate de an, a trecut jumătate din anul ăsta, hai să facem un clip așa general cu favorite din ultimele luni și am câteva. Am produse de beauty, de skincare, am ceva de make-up, am și pentru păr, am și cărți, am și emisiuni, am destul de multe chestii. Nu o să vă mai țin mult în suspans și o să începem direct cu părul, pentru că sunt foarte entuziasmată de produsele astea. Le-am descoperit recent într-un daily vlog, cred că l-ați văzut, în care am încercat niște produse noi de păr și îmi plac extraordinar de mult. Mi-au plăcut foarte mult și șampoanele și produsele de la Joico, dar astea parcă îmi plac un pic mai mult, parcă se înțeleg mai bine cu părul meu sau părul meu se înțelege mai bine cu ele. Și acum, dacă îl vedeți că este puțin ploștit așa, este pentru că încă este ud, fiindcă în ultimele câteva săptămâni, am început să abordez tehnica asta în care îmi spăl părul și îl las să se usuce, fiind foarte cald, se usucă și foarte repede părul meu, nu ține multă umezeală, nu absorbe multă apă și atunci se usucă destul de repede. Îmi place că îi dă cumva așa onduleului natural, știți? Adică tot ce vedeți aici în materie de onduleuri sau dacă până la final de clip o să vedeți că se ondulează puțin mai mult părul, este pentru că s-a uscat și eu la origine am părul ondulat, nu drept, cum se vede, se îndreaptă când îl usuc cu părul și vedeți că este perfect pentru vară. Dar lucrul ăsta nu o să țină foarte mult când o să se mai răcească sau în momentul în care nu am timp să-l las să se usuce natural, îl usuc evident cu fănul și atunci nu mai este așa ondulat, dar pentru vară, pentru zilele astea în care pot să-l las în pace, îl las în pace. Dar revenind la produsele despre care voiam să vă vorbesc, mi-am comandat un șampon și o mască de păr nou, sunt de la Vela ambele și sunt din aceeași gamă, oil infused, sunt din gama profesională și dacă m-ați observat, în ultima perioadă am început să gravitez mai mult către produsele profesionale de păr, doar pentru că vreau să le încerc, pentru că nu am încercat foarte, foarte multe. Am încercat Kerastase și cred că, da, Furterel am mai încercat ceva și în rest de la astea mai profesionale sau mai high-end nu prea am încercat multe și am zis să încerc și de acolo, că din ce înseamnă mass market, drugstore, am încercat cam tot și așa că m-am lămurit și zic hai să încerc și astea îmi plac foarte, 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 foarte tare. Asta este șamponul, asta este masca, am luat masca în variantă mini. O să iau varianta mare cu siguranță pentru că îmi place foarte tare, este ambele sunt foarte bune, șamponul spală foarte, foarte bine fără să îți dea senzația aia de păr care scârție, pentru că știu că multă lume asta urmărește, părul ăla care scârție, dar atitudinea aia nu e sănătoasă pentru că în momentul în care scârție părul înseamnă că tu l-ai curățat de absolut toate uleiurile lui naturale, ceea ce înseamnă că îl va face mai fragil și mai sensibil și se va rupe mai repede, se va usca mai repede și nu e ok, nu e un aspect pe care să ți-l dorești per total. Deci curăță bine, dar fără să îl lasă să se scârție și nu se simte îmbâxit părul după aceea. În plus de asta, nu ai nevoie de o cantitate foarte mare. Am observat că am nevoie de o cantitate chiar foarte mică, raportat la cât pun eu și eu oricum nu pun mult șampon. Așa, și cu toate astea n-am nevoie de o cantitate foarte, foarte mare. Deci asta mi-a plăcut foarte, foarte tare și în combinație cu el a venit și masca, care la fel din aceeași gamă Oil Infused. Și este o mască normală, la fel ca și șamponul, nu-ți încarcă părul. Ambele miros super bine, miros a salon. Efectiv, e mirosul ăla de salon de lux, în care te duci să-ți faci părul, ceea ce e un vis. Mă spăl aproape zilnic și atunci e ca și cum aș duce la salon în fiecare zi. Dar nu-ți încarcă părul, hidratează, îmi lasă părul foarte mătăsos, mai ales că eu l-am decolorat bine, acum la vârfuri cel puțin, și are nevoie de multă hidratare, dar fără să-l îngreuneze, că având părul, firul de păr subțire, părul meu se îngreunează foarte repede dacă pun prea multe produse și am observat că nu le îngreunează, dar le lasă foarte mătăsos și arată foarte bine. Și ba mai mult, apropo de aceste două produse, am observat că pot să scap să mă spăl la 2 zile. Da,
Adică dacă, nu știu, nu fac sport, nu am ceva de făcut prin grădină, nu am activități din astea super intense în care să transpir, pot să mă spăl o dată la două zile, ceea ce e ok, că sunt 10 minute pe care le păstrez în plus. Pentru mine spălatul pe cap nu este o corvoadă, ca cum este pentru alții, și nici nu este un chin, și de aia, în general, recomand spălatul pe cap. Oricum îl recomand indiferent ce ar fi. Îmi plac foarte tare produsele astea și chiar vi le recomand. Un alt produs care a venit în completarea acestor două produse este uleiul de păr de la Vela. Ăsta este mult mai celebru, din ce am înțeles eu, uleiul ăsta de păr. Pe asta mi l-a recomandat cu ardoare Pebbles. Acum nu-și mai aduce aminte, când am fost la ea la Cluj anul trecut, mi l-a recomandat și mi-a zis ia-l că e super bun. Ne-am ascultat-o atunci și acum l-am luat și îmi place foarte, foarte, foarte tare. Tot așa, am luat varianta mică, că nu știam dacă îmi place sau nu, că am mai avut eu experiențe din astea cu uleiurile, că erau prea dense, prea grele și mă trezeam cu firele de păr, că stăteau așa, se lipeau toate și stăteau într-un loc. Dar nu, este foarte bun, nu încarcă părul, nu îl face, nu îl îmbâcsește, chiar dacă pui un picuț mai mult, îl absorbe, părul absorbe absolut tot uleiul și nu arată aspru, ceea ce pentru mine este foarte bine, pentru că așa cum v-am zis, în ceea ce privește părul blond și mai ales părul decolorat, poate să arate degradat foarte repede fără să fie. Ăsta e unul din motivele pentru care încă nu știu dacă mă voi mai decolora atât de tare cum am făcut-o până acum. Pentru că mă uitam la clipurile mele și am văzut că în unele clipuri pare că efectiv părul meu este ars cu bricheta, ceea ce nu-mi doresc. Deși el nu se simte, nu este, este un pic uscat la vârful, e normal, e firesc. Și acum am tot început să tai din el așa în fiecare lună, câte puțin, câte puțin. Dar nu e excesiv de uscat. Nu este atât de uscat pe cum arată, știți? Adică arată mult mai uscat decât este în realitate și decât se simte în realitate și nu-mi doresc aspectul ăsta și de-aia nu știu dacă mă voi mai decolora atât de tare. Cert este că uleiul ăsta mă ajută foarte mult. Are și un miros destul de plăcut. Acum mi-am aplicat o pompiță, dar mai aplic una și este un ulei foarte, nu știu cum să zic, fin, plăcut. Și, again, nu îți îmbâcsește părul, nu îl face să arate îmbâcsit, se absoarbe destul de repede în păr, poți să revii, de exemplu, și a doua zi dacă nu te speli și simți că sunt vârfurile uscate și au aspectul ăla uscat, poți să revii și a doua zi să mai aplici fără să-ți încarce părul. Evident, nu recomand să mergeți cu el până la rădăcină, încercați să-l țineți totuși la un nivel de genul ăsta pe vârfuri și de-abia după aceea să urcați puțin și nu vă duce super, super mult în sus cu el ca să nu vă îngrașe părul, dar eu n-am avut nici cea mai mică problemă cu el, din contră am senzația că arată mult mai bine părul meu și în clipuri și de-aia îmi folosesc și îmi place foarte tare și cu siguranță și pe ăsta îl voi cumpăra în variantă mare. Am luat produsele astea de pe Notino, dar oricum o să vă las link-uri în descriere în caz că vă interesează. Acum, mai am un produs despre care v-am vorbit, v-am tocat, vă toc de ani de zile legat de produsul ăsta și ocazional vreau să vi-l mai aduc în atenție pentru că în special în primăvara și vara asta ce am făcut a fost să încerc alte produse de corp, să folosesc alte produse, să mă duc în altă direcție și când am revenit la acest produs care din punctul meu de vedere la ora actuală este cel mai bun de pe piață, indiferent cine ce-o zice, este cel mai bun, mi-am dat seama că am dreptate și că e cel mai bun și este vorba, bineînțeles, de loțiunea mea de corp sau crema mea de corp de la Neutrogena, asta albastră. Mi se pare în continuare că este cea mai bună și observ diferența și de fiecare dată când renunț la ea pentru o perioadă mai lungă și după aceea mă întorc la ea, observ diferența. V-am spus de mai multe ori că îți schimbă textura pielii, dintr-o piele, dacă aveți ca mine, o piele uscată care are textură și se vede, în 3 zile, 4 după aplicare, de aplicare constantă, ți se schimbă pielea și ai pielea aia catifelată, așa mătăsoasă și se simte super, super bine și cine Dumnezeu nu-și dorește vara o piele catifelată și mătăsoasă. E drept că pentru perioada asta caldă n-aș recomanda să folosiți această loțiune de corp dimineața, după dușul de dimineață. Folosiți-o seara, după dușul de seară sau după o baie și mai ales dacă faceți băi din alea în cadă cu multă spumă lungi, așa cum fac și eu,
Este bine să o folosiți atunci când nu se usucă pielea, că știți, statul ăla în apă prea mult usucă pielea și mai tare, mai ales dacă mai puneți și un pic de sare și spuman de baie sau gel de duș sau altceva, s-a terminat. Și de aceea este indicat să folosești o cremă bună de corp după o baie din asta și asta este perfectă și v-am zis, observ diferența. Am terminat-o pe cea de la CeraVe, cea cu uree, care este foarte bună, este foarte bună pentru ce face ea, și anume dacă ai erupții de coșuri pe corp. O să discutăm în Empties despre crema aia. Și e bună, dar nu e atât de hidratantă, deși se laudă că ar fi atât de super hidratantă și aia nu este atât de hidratantă cum este asta. Deci asta în materie de hidratare este top pentru mine și este o cremă, o loțiune foarte simplă, nu are parfum, nu are, nu știu, are o textură de smântână, pur și simplu, zici că e smântână și nu te incomodează cu nimic. Nu te parfumează, nu miroase urât, este relativ, n-aș zice naturală, dar e relativ ok la ingrediente în ceea ce privește cremele și se simte super, super bine pe pielea mea și v-am zis că îmi face pielea să arată foarte bine. O folosesc seara pentru că am mâinile foarte uscate, stând în grădină cu bălăriile mele și umblând cu multă apă. La mine apa aici este foarte dură și atunci umblând cu foarte multă apă, spălând vase fără mânuși, că nu folosesc mânuși când spăl vase, o folosesc și pe post de cremă de mâini și este minunat. Apoi, următorul produs l-am luat când eram în vacanță și asta pentru că nu aveam cremă de plajă, nu aveam cremă cu protecție solară de plajă, că da, eu mă dau cu cremă de protecție solară și la plajă. Ziceți mersi că anul ăsta m-am dat numai cu SPF 30, nu și cu, nu cu 50, cum mă dau de obicei, fiindcă nu prea îmi place să mă bronzez, deși am venit de la mare un picuț bronzată, nu super bronzată, dar un picuț bronzată, am zis totuși, dacă m-am dus la mare, hai să mă bronzez, bine, hai să fie treacă de la mine să mai uniformizez puțin bronzul. Și e vorba despre loțiunea asta sau crema asta de corp, Sunlike. Acum am dat un search rapid să văd dacă se găsește și la noi, că v-am zis, am luat-o din Bulgaria și cred că se găsește pe EMAG, am văzut-o că ar fi pe EMAG, nu știu dacă o găsesc în altă parte, oricum vă las link, dacă o găsesc vă las link în descriere. Ce îmi place cel mai tare la această cremă de corp cu protecție solară, pe lângă faptul că își face treaba, este că nu e lipicioasă. Spre deosebire de alte produse pe care le am eu de, cu SPF, asta nu e lipicioasă și mă bucură. Este un pic lipicioasă, na, adică durează până intră în piele și o simți așa, se simte puțin grasă pielea, dar nu ceva excesiv. Este ca atunci când te dai cu cremă pe mâini. Este același nivel de disconfort, să zic, sau de uleială, ca să zicem așa, să folosim un termen plastic. Este cam același nivel de uleială ca atunci când te dai cu cremă de mâini pe mâini, efectiv. Dar în timp se duce, adică în timp intră în piele și nu mai e. Ei zic că ar avea și caroten care ar ajuta la un bronz mai uniform și mai frumos, la o colorare mai frumoasă, nu știu, eu oricum îs morcoveață, deci pentru mine n-a făcut o diferență imensă, nu mi-a schimbat culoarea bronzului, eu oricum mă fac portocalie când mă bronzez, că de-aia încerc să mă bronzez foarte tare, dar mi-a plăcut din principiul ăsta, că nu e super lipicioasă și da, s-a lipit nisip de mine, că na, nu ai cum să nu se lipească nisipul de tine când ești la mare, dar este ok. Da, și partea bună este că hidratează pielea, adică are și vitamina A și E și se simte pielea destul de hidratată. Nu m-am întors cu pielea uscată, mă așteptam să mă întorc crocodil de la mare, dar nu, n-a fost cazul, pentru că nu-mi luasem crema magică cu mine, luasem altă cremă de corp mai mică ca să încapă în bagaj și nu am avut probleme, deci e chiar foarte, foarte ok și cât mai am din ea o să o folosesc pe aici prin curte, că nu mai expun la soare destul. Hai să vorbim și de make-up. Și am două produse în materie de make-up, ambele luate din Italia, când am fost în Italia, pentru că atâta mi-am luat de la Kiko și culmea e că ambele mi-au plăcut foarte, foarte tare. Și e vorba de acest CC cream, care este mai degrabă un mus, nu e neapărat un CC cream, e un mus, ca să zicem așa, un CC cream pentru blurarea porilor. Acum, eu nu-l folosesc pe toată fața și nu-l folosesc intens, dar îl folosesc după ce mă machiez și credeți-mă că mă machiez din ce în ce mai rar. Am o perspectivă cu privire la machiaj, iarăși, dusă așa într-o zonă în care
credeam că o să ajung, adică nu e ceva neobișnuit pentru mine pentru că am mai vorbit de treaba asta, dar poate o să discutăm altă dată. Cert este că îl aplic numai în zonele astea, aici, aici, unde iarăși mi se văd craterele și aici. Și blurează foarte, foarte frumos porii și se simte foarte, foarte mătăsoasă pielea, atâta numai să nu aveți tenul gras, pentru că dacă aveți tenul gras, se simte foarte uleios, dar în rest CC cream-ul ăsta e super bun pentru blurat porii și fata de acolo cu care vorbeam, reprezentanta de la Kiko, îmi spunea că și el folosește tot pentru asta, pentru blurat porii, nu neapărat pentru dat pe toată fața, pentru că nu îți dă culoare foarte multă, nu te colorează foarte mult, nu are, deși el pare că are așa ceva culoare, dar nu colorează super, super bine tenul, ca să zici că îți acopere imperfecțiunile. În schimb, în ceea ce privește porii, blurează foarte, foarte bine și rezistă. Am observat că rezistă iarăși foarte bine pe piele. Acum, a încercat ea să-mi vândă o poveste că știi că nu-i făcut din silicon din ăla care se absoarbe în piele și că e de un silicon din ăsta care nu se, pe care pielea nu-l absorbe și nu-ți face rău și povești din astea că oricum pielea nu absorbe siliconul, trecem peste. End of story, așa, dar îmi place că efectiv parcă nu mai am așa cratere pe față, ceea ce este bine pentru mine când așa. De multe ori îl folosesc fără să mă dau cu nimic pe dedesubt, adică îmi dau doar cu un pic de anticearcăn aici în zona asta și vin cu ăsta și îl aplic aici pe zona mea cu probleme cu pori mari, așa, și pe aici și that's it. Ăla-i tot machiajul meu pe ziua respectivă. Iar următorul produs este un ruj, pentru că mi-a plăcut foarte tare. Este cel pe care l-am și acum pe buze. Habar n-am cum se vede pe cameră, dar probabil este denaturat. Este un coral așa foarte drăguț și e genul de culoare care mie îmi place foarte tare și îmi place nuanța asta pentru vară, doar că problema este că genul ăsta de culoare poate să-ți îngălbenească dinții. Și am stat, cred că 20 de minute acolo în față la rujurile de la Kiko să mă uit, să văd dacă, Doamne Sfinte, găsesc și eu ceva care să nu-mi îngălbenească dinții. Pentru că, în general, nuanțele astea de portocaliu sau tot ce are nuanțe de portocaliu corai, așa, îmi scoate nuanțele mele de portocaliu din păr și din piele, mi le scoate în evidență, inclusiv pistruii, și nu ne dorim asta. Și în al doilea rând, îți îngălbenește dinții. De aia, dacă nu ai niște dinți perfect albi, perfect, perfect albi, da, nu-i bine, nu prea e bine să stai, să te apropii de nuanțele astea. Am văzut că multe fete fac treaba asta, acum, na, fiecare cum consideră, dar vă zic că nu e cea mai bună idee și mai ales în lumină naturală, că hai că pe cameră, în poze, nu se observă așa, dar în lumina naturală se vede că ți îngălbenește dinții. Și nu, culmea, nu știu, că are un pigment rece, că se vede dacă te uiți cu atenție la rujul ăsta, are un pigment rece în el așa, care nu lasă să-ți îngălbenească dinții, adică cumva se neutralizează cu portocaliul ăla. Și mi-a plăcut foarte tare, plus că este super confortabil, este un ruj normal, clasic și e super hidratant și super confortabil, efectiv ai senzația că pe buze ai un balsam de buze. Deci nici n-aș putea să-mi dau seama. Dacă mai pune să închid ochii, n-aș ști, dacă nu m-aș da eu, n-aș ști că am balsam de buze sau ăsta. O să vă pun pe ecran cum se numește, că la cât de mic scrie aici, nu văd și nu mai am cutia, dar îmi place foarte, foarte tare. Un produs care nu este nou pentru mine, dar la care m-am întors după ceva căutări eșuate așa și pe care îl iubesc foarte tare, este acest gel de sprâncene de la Benefit, Gimme Brow. Nu știu, call me crazy, dar deocamdată cred că încă sunt cei mai buni cei de la Benefit în materie de produse de sprâncene. Restul produselor, dar în ce privește produsele lor de sprâncene, știu că cu asta s-au lansat și s-au făcut cunoscuți pe lângă Hoola Bronzer, care săracul este mort și îngropat, așa. Și-au dezvoltat foarte bine linia asta de sprâncene și Gimme Brow ăsta este un gel absolut fantastic. M-am băgat în mare, am transpirat, am făcut multe chestii, am stat în soare, am
m-am stropit pe față cu apă și tot e acolo, deci rezistă. Da, nu este genul de gel de sprâncene care să-ți și seteze sprâncenele, că mi-ar plăcea să fie doi într-unul. Știu că au și gelul pentru setat sprâncene, știu. Da, vreau eu să fie gelul ăsta în sine, Gimme, vreau să și seteze sprâncenele și să pună și pigment. Ar fi ideal dacă le-ar face pe amândouă. Nu le face pe amândouă, îți dă doar culoare, dar pigmentul ăla rămâne. După ce s-a uscat acolo pigmentul ăla, acolo a înțepenit până alegi tu să te demachezi. Dacă alegi să te demachezi a doua zi, norocul tău. Să vorbim și despre lucruri parfumate și în speță de un parfum pe care vi l-am mai menționat, dar este parfumul verii pentru mine și asta pentru că miroase a caprifoi și tocmai ce s-au trecut florile de caprifoi, care mi sunt foarte, foarte dragi de altfel și parfumul ăsta, Tommy Girl, este parfumul meu de vară deja de câțiva ani buni, tocmai fiindcă miroase fresh. Este un miros relativ dulcic, așa, nu-i chiar pentru toată lumea. Câteodată și mie mi se pare prea dulce în anumite contexte și în anumite momente, dar de regulă mi se pare că este un parfum foarte fresh, așa, de vară, foarte aerat, foarte lejer. Clar nu e pentru toată lumea, pentru că știu că nu toată lumea o să agreze parfumurile florale, dar mie mi se pare combinația perfectă pentru vară, fiindcă îmi plac parfumurile florale de vară, dar să nu fie prea dulci, prea îmbâxite, prea grele, prea grețoase. Știți, trebuie să aibă așa o doză aia de aerat, așa de fresh, de primăvară, nu știu. Deci are caprifoi în el, parcă are mandarină și mai are ceva, nu știu, parcă mai avea ceva. Eventual o să caut notele florale și notele lui și o să vi le pun aici, că nu le știu pe din afară, dar cert este că îmi place foarte, foarte tare. Și acum, să introducem și un pic de fashion. Mă gândeam dacă să punem efectiv articole de fashion, adică niște rochii. Ar trebui să le pun cam pe toate pe care le-am purtat până acum, așa că mă abțin. Dar dacă vreți, discutăm despre ele într-un alt clip. Dar un articol care s-a remarcat foarte, foarte tare și în călătoria mea în Italia și la mare și cam peste tot unde mă duc în ultima vreme, este această geantă miraculoasă de la Zara. Da, știu că seamănă cu Lady Dior aia, așa, mă rog, culmea, nu prea îmi place aia de la Dior, chiar nu prea mă încântă modelul ăla, dar trecem peste. Este incredibil de practică, am niște monezi pe aici care mă sâcâie, rămase, să vedem, îs leva sau îs de-ai noștri? De-ai noștri. Spoiler alert, sunt de-ai noștri. Am și o piatră, de unde am adunat o piatră. Eu nu adun pietre, mama aia cu adunatul pietrelor. De fapt, nu e o piatră, e o bucată. Piatră. Așa. Deci am și o piatră și un bon. Capacul de la cameră, unul din capacele de la cameră. Asta dacă vreți să vedeți și un What's in my bag, că n-am mai făcut de ani de zile. Așa. Na. No. Îl am și încă o monedă. No, asta e tot ce e în geanta asta acum. Și am mai căzut o monedă, bravo. Și foarte mult praf și nisip, inclusiv nisip am adus din Bulgaria. Așa. Deci, dar revenind la ce ziceam, că e foarte practică geanta asta. V-am spus întotdeauna că mie mi-au plăcut gențile structurate, gențile care aveau o structură, o formă și care nu se pleoșteau așa. În continuare îmi plac aceste genți, de-aia am luat-o pe asta, nu neapărat că seamănă cu Lady Dior, că v-am zis că nu prea mă încântă și am zis că e geanta mea de vară și s-a dovedit că am avut dreptate, este super, super bună. Am avut-o în Italia, era tixită și, apropo, repet, pentru cine n-a văzut clipurile din Italia și despre Italia, o aveam deschisă pe stradă, pentru că băgam acolo și telefonul și trepiedul și harta și camera și portofelul și la un moment dat săraca stătea așa, nu mai puteam să o închid și n-am avut nicio problemă cu ea. Are și o brătea din aia lungă pe care nu prea o folosesc, decât în Italia am folosit-o, dar este super, super practică și de aia își merită mențiunea în acest clip, tocmai pentru că m-a servit cu încredere această geantă de la Zara, nu știu dacă se mai găsește. Îmi arătase Aniela că era și pe ceva cu maro. Inițial vroiam să o iau, după aia nu m-a încântat, după aia n-am fost hotărâtă, așa că am rămas cu asta și e bună. Bun, și acum că am terminat cu partea de beauty, hai să trecem și la cărți, pentru că știu că sunt și persoane care agrează
capitolul ăsta de clip sau bucata asta de clip și o să vorbim despre trei. Mi-am ales din cărțile pe care le-am citit eu din când am făcut ultimul wrap-up, care a fost cam în același timp când am făcut ultimul clip cu favorite. Deci și la favorite și la wrap-up-uri am fost, plecată. Și de când, din ianuarie sau din februarie și până acum, de când n-am mai făcut un clip, am destul de multe cărți care îmi plac mult, dar am încercat să reduc totul la 3 cărți. 3? 4, pardon. 4, una este audio, nu o am în variantă fizică, dar trebuie să mi-o cumpăr că e musai, e bună. Și hai să vorbim chiar de aia, se numește Peak, Peak, adică vârf. Vârf și este o carte. Fără să vă dau prea multe detalii, o să vă zic câte ceva despre ea, dar o să vină clipul cu wrap-up-ul de jumătate de an, ca să zicem așa, cum e și ăsta un clip cu favorite la jumătatea anului și o să vă vorbesc acolo mai mult despre cartea aia. Este o carte self-help, dacă vreți, dar este o carte care chiar utilă, nu intră în categoria cărților de self-help idiote și inutile, din contra, asta este utilă pentru că îți explică exact ceea ce încerc eu să discut cu voi de ani de zile, mai ales când îmi spuneți despre pictat, despre desen, că vai cât ești de talentată și eu vă spun nu, nu sunt talentată, din contra, eu am învățat să fac lucrurile alea mecanic și le învăț și îmi ies pentru că le tot repet. Ei, cartea asta, exact asta dezbate, exact asta e conceptul pe care îl dezbate și pe care ți-l descrie și anume că talentul în sine poate contează la un moment dat sau în anumite meserii poate conta, dar în esență talentul în sine, da, e cam, da, orice lucru pe care repeți de suficient de multe ori și suficient de bine, adică înveți din fiecare repetiție câte ceva și îți îmbunătățești activitatea prin repetițiile respective, o să te facă să ajungi un expert în domeniu fără să ai neapărat nevoie de talent. Deci poți deveni un pictor foarte bun fără să ai neapărat talent, exersând foarte mult, învățând și studiind. Și sunt niște exemple foarte concludente în cartea aia cu un pianist și ți se explică de fapt treaba asta cu exersatul, cum stă, pentru că multă lume are tendința să exerseze, să greșească și să zice, n-are nimic, data viitoare mai exersez o dată. Nu e așa. Apoi, următoarea carte care mi-a plăcut și la care am ajuns și care este o carte pe care o aș băga în școli, știți cum? Este practic esența comunismului, așa cum o știe toată lumea și este o fabulă, i-aș zice, nu e neapărat o poveste, nu e neapărat un roman, ci o fabulă și este esența comunismului, cum ziceam, și dacă această carte, împreună cu cealaltă carte emblematică a autorului, ar fi studiate în școală, eu sunt convinsă că societățile ar fi mult mai evoluate și că oamenii ar fi mai deștepți. Dar, în egală măsură, știm foarte bine că interesul școlii nu este să scoată oameni deștepți. Așa că, da, cine vrea să se deștepte trebuie să învețe pe cont propriu. Și este vorba aici despre Ferma animalelor de George Orwell. Mi-a plăcut foarte tare cartea asta, tocmai pentru că îți explică, extrapolează într-o poveste cu animalele, mă rog, bănuiesc că toată lumea știe povestea, extrapolează într-o poveste cu animalele esența comunismului, iar una din frazele monumentale din cartea asta care mi-a plăcut la nebunie a fost, era o fază acolo când trebuiau să muncească în plus animalele la ceva și li s-a spus că cine nu vrea să muncească în plus nu este obligat, adică nu este obligație să munciți în plus, să vă măriți norma de muncă, însă vi se va scădea rația de mâncare. Adică nu ești obligat să muncești în plus. Nu te obligă nimeni, dar oricum nu o să mai primești mâncare dacă, știți? Nu ești obligat, dar tot ești obligat, știți? Și este exact mecanismul pe care a funcționat comunismul și pe care ne-l-a lăsat moștenire și cu care încă ne luptăm acum intens. Apoi, o altă carte emblematică care este o distopie și chiar să-mi spuneți dacă vreți să facem un clip în care să discutăm despre aceste două cărți, Ferma animalelor și următoarea, pentru că am vrut să-l fac, m-am tot ambalat cu diverse lucruri, am avut și o perioadă mai aglomerată și n-am mai apucat să fac. Dar vreau să fac un clip în care să discutăm strict noțiuni despre aceste două cărți și cât de emblematice sunt ele și cât de importante sunt. Toată lumea care le-a citit știe că sunt importante și emblematice, dar, da,
Mă gândesc că nu ar strica o discuție de genul ăsta. Îmi ziceți și facem clipul ăla dacă vreți. Dacă nu, nu e nicio problemă. Bun. Deci, cealaltă carte emblematică este o carte distopică, teoretic, scrisă prin 53, 53 sau 51. 51, 53, ceva de genul. În 50, în prin anii 50. Anyway, așa, care este pur ficțiune. Doar că această ficțiune s-a întâmplat. Că de-aia zic că merită discutată cartea. Și este vorba aici despre Fahrenheit 451. Este celebra carte în care știți că se ard cărțile. Fahrenheit 451 este temperatura la care cărțile iau foc, hârtia arde. Și este vorba despre acei clasici pompieri care în loc să stingă focul, îl aprind și îl alimentează cu cărți. Pentru că, iarăși, cunoașterea este un pericol și a fi un om care cunoaște și un om inteligent este un pericol. Și mi-am făcut eu o grămadă de însemnări, post-it-uri, tab-uri aici și mi-am făcut o grămadă de însemnări pe carte și este... Mi-a plăcut foarte tare cartea asta și te pune foarte tare pe gânduri, mai ales că noi, spre deosebire de autor, că asta e important, autorul nu cred că și-a imaginat în viața vieții lui că ceea ce el a făcut la modul ficțional se poate întâmpla. El nu cred că și-a imaginat treaba asta sau dacă și-a imaginat nu la scara asta. Dar noi trăim exact efectele cărții ăsteia și a ceea ce se întâmplă. Dacă vreți, discutăm într-un clip de viitor. Și o carte care este beletristică, de data asta nu mai este nici de self-help, nici de nimic, care mi-a plăcut și probabil este cartea mea preferată tops numărul 1 de anul ăsta, fiind beletristică, așa, nu prea pot să le compari, adică și celelalte mi-au plăcut foarte tare și aș mai avea de menționat, apropo, How to Take Smart Notes. Este o altă carte pe care am citit-o în perioada asta și căreia am dedicat un clip separat. Vi-l las în descriere și îmi place foarte tare, dar n-am mai inclus-o și pe aia. Anyway, ideea este că mi-a plăcut foarte tare cartea asta, vorbind strict de literatură, de beletristică, și de-aia cred că este cartea anului până în momentul de față pentru mine și se pare că și vouă vă place foarte mult cartea asta, cei care ați citit-o, cei care n-ați citit-o vă recomand în continuare să o citiți. Am făcut un reading vlog, dacă vreți să vedeți, în reading vlog-ul ăla vă vorbesc mai multe despre ea și vă dau mai multe detalii. Este, bineînțeles, vorba despre Apă proaspătă pentru flori. Absolut fabuloasă cartea asta, superb scrisă, în primul rând, scriitura în sine este superbă, limbajul folosit de autoare, construcția personajelor foarte bine făcută, le-a construit atât de frumos, le-a făcut complexe, toate personajele sunt relativ complexe, chiar și personajul pe care îl urăști de la început pentru că este un nenorocit și pentru că și-a abandonat soția, chiar și pe ăla ajungi la final să îl înțelegi, adică înțelegi și partea lui și povestea lui și te lasă așa cumva, eu îl mai urăsc pe ăsta sau ce facem? Știți? Pentru că are circumstanțe atenuante, ca să spun așa, și foarte, foarte frumos. Este povestea lui Violet, care este îngrijitoare la cimitir, care a avut o viață destul de tragică, ea fiind orfană, după aceea s-a căsătorit foarte devreme, cu un soț care la început a iubit-o, după aceea a abandonat-o, ulterior a ajuns să o și părăsească de tot și într-un final își regăsește soțul și ea se îndrăgostește de altcineva și sunt niște povești conexe acolo foarte frumoase care se împlătesc cu cele ale lui Violet și povestea e foarte, foarte frumoasă și toate poveștile conexe au sens în poveste și au o legătură cu ea și mi-a plăcut teribil de tare, deci n-aveam cum să nu o introduc. Și acum, dacă tot am vorbit despre cărți, trebuie să menționez și Voxa, nu? Că nu se poate fără Voxa. Voxa fiind aplicația aia românească, finally, slavă cerului, după milion de ani, cum este Audible la Amazon, așa este Voxa pentru români. Nu știu exact dacă ți aparține de cineva, nu m-am interesat, dar este foarte, foarte faină. În sfârșit mi-am făcut și eu abonament la... aplicația asta este, abonamentul costă 48 de lei pe lună, 47, ceva, nu știu, 48 de lei rotunjit, practic cât o carte dacă e să o iei așa și ai posibilitatea să asculți și sau să citești e-book-uri
în aplicație. Dacă vrei să descarci e-book-urile și cărțile audio, la unele s-ar putea să mai plătești un preț în plus pe lângă cei 48 de lei. Dar pe mine, în general, nu mă deranjează, mai ales că eu o folosesc pentru cărți audio, că nu știți că nu prea îmi place să citesc electronic. Și o folosesc pentru cărți audio și ascult foarte repede în ea, în aplicație, cărțile și sunt foarte ok. Cărțile traduse în română sunt narate, citite de actori români cu pregătire și sunt minunate, deci sunt absolut minunate. Am ascultat acum ultima, cea mai recentă carte ascultată a fost Camerista, o carte pe care am înțeles că multă lume nu o înțelege, dar o să vină review la ea și o să vedeți despre ce e vorba în Camerista și de ce mi-a plăcut atât de tare cartea, că mi-a plăcut. O carte foarte dramatică, deși e considerată thriller, dar trecem peste. O să o explic. Și este narată de Oana Sârbu. Știți, Oana Sârbu din Liceenii. Și știți că are o voce mai specială, așa mai așa, și s-a potrivit foarte, foarte bine pe personaj. Deci i-a dat efectiv viață personajului, efectiv simți că personajul în sine stă acolo și îți povestește toate întâmplările, pentru că este o carte cu narațiune la persoana întâi, spre deosebire de altele. N-am terminat, că n-am avut când să stau de el, de Marcus Aurelius. La Marcus Aurelius, naratorul este Marcel Iureș. Again, vocea lui spectaculos, superbă, minunată, îți vine să-l asculti non-stop. Așa, și de-aia zic, audiobook-urile în română sunt foarte frumoase și foarte bine făcute și mi-aș dori să se facă din ce în ce mai multe audiobook-uri în română și la clasici, mai ales la clasici, ar fi ceva de vis, dar și cele în engleză, iarăși îmi plac foarte tare, sunt ok, sunt bine făcute, nici alea nu mă deranjează. Dar în cazul în care, nu știu, nu aveți timp fizic să stați de o carte, cred că este o alternativă foarte, foarte bună asta, cu puțin exercițiu, pentru că și mie la începuturile mele nu-mi plăceau audiobook-urile, dar cu puțin exercițiu, cu un pic de antrenament al atenției, cred că putem să parcurgem cărți și așa, dacă fizic nu se poate. Și mai am două show-uri TV sau două emisiuni sau un serial și o emisiune TV și după aceea două chestii random și terminăm. Așa, deci, în primul rând, am reînceput să mă uit la Dr. House, l-am mai început eu serialul ăsta cândva, nu mai știu, dar l-am început la un moment dat, cândva, și nu l-am dus la bun sfârșit, dar, da, acum l-am reînceput și îmi place, Doamne, ce îmi place, sunt la sezonul 2, cred că am ajuns la episodul 20, cam așa, că nu am timp să stau și iarăși prefer să stau să citesc decât să mă uit la filme așa. Dar îmi place foarte tare Dr. House și mi se pare așa amuzant cinismul lui și sarcasmul lui și nu știu, mi se pare foarte, foarte, este foarte haios în același timp cum mi se par bune serialele care acum 10 ani mi se păreau slăbuțe. Bine, Dr. House niciodată nu mi s-a părut slăbuț, n-a fost niciodată un serial slăbuț, din păcate o să o dea la un moment dat, după câteva sezoane începe să o dea așa mai într-o telenovelă, dar până acolo încă e bun, cum se întâmplă de altfel cu toate serialele care funcționează, dar mi-a plăcut mult, îmi place mult serialul ăsta și e, nu știu, mai bun decât ce se face în ziua de astăzi, nu știu, iertați-mă, dar eu n-am mai auzit de niciun serial bun. Am încercat să mă uit la câteva seriale mai noi, așa, și nu m-au prins, nu m-au mai prins serialele astea din ultima vreme. Dacă ați dat și voi de un serial super, super bun, let me know, dar pe mine nu prea mă mai prind în ultima vreme, nu știu ce se întâmplă, că toate parcă sunt făcute la fel, toate parcă au cam aceleași schelete și nu mă mai prind, dar anyway, chiar dacă mie nu mi se pare la ora actuală că mai e ceva bun pe piață, spuneți-mi dacă ați văzut voi un serial bun. Și emisiunea la care mă uit și mă uit de ceva timp și am uitat să vă zic în daily vlog-uri, că mă tot țin să vă zic în daily vlog-uri de treaba asta, de că m-a lovit cu grădinăritul. Dar n-am apucat, nu știu, de fiecare dată am uitat și este vorba de Gardener's World. Este o emisiune care britanică despre grădinărit, again, britanicii cei mai buni grădinari, așa,
Și este o emisiune de prin anii 60, se tot difuzează emisiunea asta și e super faină, îmi place foarte tare că îți spune despre compost, despre flori, despre floarea aia, despre asta, despre aia, despre toate florile, îți arată grădinile lor superbe, îți dă ideile cu privire la design, îți dă idei cu privire la landscaping, la tot felul de chestii de genul ăsta și arată minunat și sunt niște peisaje și niște grădini acolo, ceva de zine să mori când dacă vă plac lucrurile astea. Eu mă uit pe YouTube în prezent, că am început să iau, inițial vreau să văd sezonul de anul ăsta, dar m-am dus, că mi-a plăcut atât de tare, m-am dus până prin 2011 și am început să văd luând sezonul din 2011 și pe astea. Mă uit și am perioade și perioade, când pot să mă uit și la două episoade unul după altul și am perioade în care nu mă uit 3 săptămâni la un episod, așa că de-abia am terminat sezonul din 2011 și trec la 2012, dar îi bine, îi bine, sunt faine rău de tot, nu știu, îmi plac, dacă vă place grădinăritul sau vă plac florile sau amenajarea de grădini sau așa, merită să-i dați o șansă. Alte două lucruri pe care le-am și ultimele promit pentru astăzi este acest ceva pe care nu vi l-am prezentat, cred că niciodată. El teoretic este un ventilator din ăsta de mână și fiind vară este foarte, foarte practic, mai ales că eu pot să-l pun pe birou și să-mi facă aer. Are și cablu și pot să-l încarci cu la laptop, adică să se încarce de la laptop sau merge cu baterii. Ideal ar fi că dacă îl conectez la laptop să îi scos bateriile, pentru că mie mi-au bubuit niște baterii, așa, și este destul de puternic. Face puțin zgomot, dar este destul de puternic și îmi place foarte tare. L-am luat dintr-un magazin din ăla chinezesc, știți, magazinele cu chinezării, l-am găsit întâmplător și l-am luat. Că fetele râdeau de mine, că e ventilator de la Apple, da, aș vrea eu, așa, dar îmi place că pentru, nu știu, cred că am dat vreo 19 lei pe el, l-am de acum 2 ani și luasem pentru a-mi usca spray-ul de fixare, când mă dau cu spray-ul de fixare pe față, dar ulterior s-a devenit a fi mult mai practic și când, și când citesc, îl fac așa că poate să-l faci așa și stă și mi-l pun pe noptieră lângă mine când citesc și chiar îmi face un pic mai mult zgomot, nu mă deranjează și îmi face aer și e bun, mai ales în perioada asta. Nu l-am luat pe nicăieri cu mine, ce-i drept. Deci nu e, deși e portabil, nu l-am luat cu mine, dar în birou pe aici și pe acasă e super bun. Și ultima prostie de care vreau să vă vorbesc și chiar o prostie, dar mi-aduce atâta bucurie și e atât de simpatică și am văzut că și vouă vă place, este joculețul ăsta cu stici, care iarăși nu știu cum se numește, se numește cumva, e ceva, e ăla cu astea. Trebuie să apeși pe butoane și îl sar cerculețele alea, trebuie să le pui pe bețe. Și bineînțeles că stau așa câte 10-15 minute și mă joc cu el și încerc să aduc cerculețele alea. Acum provocarea mea mai nou, după ce am făcut, deja am umplut bețele alea de nu știu câte ori, am terminat jocul de câteva ori bune. Acum provocarea mea este să încep să le fac pe culori, că cine știe cunoaște. Și am văzut când vi l-am arătat în vlog, cred că în ultimul vlog, în ultimul daily vlog vi l-am arătat, am văzut că v-a plăcut și vouă și că v-ați entuziasmat și voi și că vă place. Ăsta și, ăsta și Tetris-ul erau la putere și așa este, sunt de acord cu voi. Urmează să luăm și Tetris, nu e nicio problemă. Facem rost și de Tetris, că am văzut că un reînceput să apară pe piață. Chiar o să vă las un link, că am văzusem undeva un Tetris și o să vă las un link. So, astăzi infise, s-a cam terminat cu clipul meu cu favorite, cam atât am avut eu să vă zic astăzi. Dați un like și un share dacă v-a plăcut, ca să mă încurajați, să mă entuziasmați, să le revin la formatul de o dată pe lună, la final de lună cu clipul ăsta. Evident că aștept de la voi, este de la sine înțeles că aștept de la voi să-mi lăsați în comentarii care au fost produsele voastre favorite, chiar produsele top puteți să le puneți de vara asta. Și eu vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!